psihiatrie din Moldova nu a avut nicio atitudine față de aspectele astea. Să scoate din om aceea și întregul lor. Ei mă legau și cu deasela îmi puneau injecții. Făcute în laboratorii KGB în Moscova. Cei care au băgat la spital de psihiatrie, oameni absolut normali, nu mai pot fi crezuți. De cât ai să șuteu din dreptate? Bebeu pastile. Crește sunt oameni vii? Păi mureu, că așa leacuri de Dumnezeu. Deci el n-a realizat doleanțele Comitetul Central. În mod formal, erau persoane recunoscute ca fiind bolnave. Nu corespund realității. Sănătate, sănătos, nici vorbă. Eu știu foarte bine tragedia aceasta. Totul era făcut ca să se mențină acea putere, care altfel nici nu se putea menține. Se poate să mă atvergem în борьбы советского народа за упрощение, за воевание. Nu găseau motiv. Au fost internați din motiv politic, nu e adevărat. Mă băteau cu pumnele în gură și zic, bine, nu mai zic, bine, că scris de dopă. Nu te pui în pară cu psihiatrie. Dar cu regret poți constata că sunt bolnavi. Zicau cu închișoare. De obicei, criminalii au grijă să-și șteagă urmele. Eu am auzit foarte mult despre această distrugere de dosare. Arhivul aici era, cu potoar. Dosare nici nu existau, existau. Nu numai de se răfui cu un om, dar de speria pe toți. Nu cred că Ministrul Sănătății la Republica Moldova ar nega existența aceste situații de fapt. Într-adevăr au fost victime. Eu nu pot nici confirma, nici infirma acest lucru. Știm toți absolut că a fost. Comunismul a trecut ca o umbră a morții peste o mare parte a planetei. Sunt bine cunoscute crimele săvârșite de acest regim. Executări în masă, deportări, înfometare organizată. Dar una dintre cele mai perfide și umilitoare torturi la care au fost supuși milioane de oameni a fost practicarea asupra lor a psihiatriei politice. A fost unul dintre cele mai diabolice experimente comuniste, pe care disidentul rus Andrei Saharov îl numea o versiune sovietică a camerelor de gazare. Cât n-ar părea de paradoxal, dar inițiatorul terorii psihiatrice este cel care pusese capăt terorii staliniste. Sometime in 1959-1960, at that time Soviet leader Khrushchev made a statement saying that we don't have any enemies of socialism in our country, but the few people who are hostile to it are mentally ill. So he said that publicly, answering to the questions, do we still have political prisoners, you know. So it was not just an empty words. What he meant is a directive. Vladimir Bukovsky, fost disident sovietic, și-a petrecut a cincea parte din viață în închisorile și lagărele sovietice, din care 2 ani și jumătate s-a aflat în închisoarea psihiatrică din Leningrad. A adunat informații și documente cu privire la acest gen de represiune practicată de comuniști, pe care a adus-o la cunoștința opiniei publice mondiale. Ca rezultat, psihiatria sovietică a fost atenționată în 1977 asupra practicilor ilegale, iar mai apoi exclusă în mod rușinos din Asociația Mondială de Psihiatrie. Bukovsky a fost mai apoi expulzat din țară. Autoritățile sovietice l-au schimbat cu liderul comuniștilor chilieni, Luis Corvalan. Era mai greu de suportat detenția în închisoare decât încarcerarea alături de cei mai violenți psihopați. Despre aceasta mărturisește poetul Iosif Brodsky, care alături de jurnalista Valeria Novodvorskaya, savantul Joris Medvedev, poetul Alexander Esenin-Volpin, jurista Natalia Gorbanevski și mulți alți intelectuali sovietici au avut de suferit în urma acestui diabolic experiment comunist. Conditions initially in 60s
were very hard, and you could actually be killed easily. Or if they start medically treat you, they could treat you till you complete idiot. And of course, lots of people would prefer to serve in jail or camp rather than risking their mind. You know, quite a few people are willing to risk their life, but not so many people are willing to risk their mind. Politica Moscovei era implementată și în statele fostului bloc socialist. România nu era o excepție. Unul dintre jertfele psihiatriei politice din acest stat este disidentul Vasile Paraschiv. Cu forța m-a dus la miliția municipiului Ploiești, împreună cu doctorul psihiatru au decis să fiu internat la spitalul de nebuni de la Urlat și mi s-a stabilit diagnostic la cererea securității, schizofrenie, paranoia, delirant, revindicativă. Majoritatea erau bolnavi adevărat. Între ăștia au băgat și pe oamenii politici. În 1989, Moscova, sub presiunea Occidentului, este impusă să schimbe legislația, ceea ce duce la dărâmarea gulagului psihiatric. Practicarea psihiatriei este recunoscută în mod oficial și odată cu asta sunt reabilitați peste 1 milion de victime. În Republica Moldova, problema însă rămâne a fi până astăzi controversată. Deși există destule voci care confirmă practicarea abuzurilor psihiatrice, majoritatea medicilor neagă acest lucru. Activând ca 38-le ani în instituție, nu m-am întâlnit cu cazuri în care cândva s-a stabilit diagnostic, un diagnostic psihiatric cu scop politic. Sau sub cerințele KGB-ului, sar la insistența KGB-ului și mai departe. Alți medici, dar și istorici, jurnaliști, recunosc existența fenomenului. Dacă s-a folosit psihiatria în scopurile politice, pe întreg perioada sovietică, ăsta e un lucru știut de toți și cunoscut și la forurile medicale mai cu seamă, numai partea proastă a problemei e aceea că nu vor să discute, să pună punct aceste întrebări. Acești oameni erau considerați ca oameni care nu se încadrează în normele care există, erau considerați ca nebuni și li s-a aplica psihiatria, deci erau închiși în spitale speciale, spitale de psihiatrie și li se aplicau medicamente foarte puternice. Dacă ne referim la Republica Moldova, există cazul domnului David, care îl cunoaște toată lumea, care inclusiv a ajuns și pe rolul Curții Europene, o persoană care, datorită viziunilor sale pro-democratice de la acea vreme, a ajuns să fie condamnată, între ghilimele, să fie plasată într-un spital de psihiatrie, sub pretextul că ar avea anumite devieri de comportament. Gheorghe David, născut la 3 ianuarie 1943, în satul Pepeni, Sângerei. Inginer, inventator, promotor al ideilor naționale. Judecat pentru acțiuni antisociale și declarat bolnav psihic. În anul 2007, câștigă procesul la CEDO privind lezarea demnității prin internarea forțată și ilegală la psihiatrie. Cum s-au întâmplat toate? Gheorghe David, prin 86, a scris o scrisoare lui Gorbaciov și copiii le-a trimis la ziarele din Republica Moldova și în această scrisoare el vorbea de faptul că noi suntem români, că trebuie să trecem la alfabetul latin, că lucrurile de acum care s-au spus pe urmă în glas tare și la Uniunea Scriitorilor, dar el de fapt a fost primul care a îndrăznit să-i scrie lui Gorbaciov să-i spună o chestiune așa de, să zicem, nevinovată în ghilimele. În afară de asta, în scrisoarea aceea, el vorbea și despre armata sovietică intrată în Afganistan și numea Uniunea Sovietică stat imperialist. Poate că dacă n-ar fi vorbit despre Afganistan, poate îl mai iertau. Încă din anii studenției, Gigi era însuflețit de idealurile naționale. Noi ne uitam atunci cu mult scepticism la ceea ce vorbea Gigi, pentru că credeam că nu se va realiza ceea ce se va. Atunci când el vorbea despre grafia latină, aia adevărată a limbii noastre, despre istoria, despre românilor, despre faptul că noi suntem români, se vorbea. Vorbea, dar vorbeam așa în cercuri mult mai constrânse, mult mai liniștite. Și chiar eu personal și colegii de grup, băi, de multe Gigi toate astea le știe. Deci
Și ne-am făcut impresia că el culegea, citea, se informa destul de activ. I-am făcut pe urmă eu cunoștință lui Ilie Bratu cu Gheorghe David și noi trei împreună făceam fotografii din opera politică a lui Mihai Eminescu și o răspândeam printre studenți, printre cunoscuți, oameni care cunoșteam. A început să discute cu o tânără despre niște probleme de literatură, de artă, cine e Eminescu, cine e Creangă, cine e unii originea, chestiuni de astea și cineva, el și-a expus mai direct, mai deschis poziția lui care o avea, care ce era convins, și cineva l-a turnat că el este, de nou, i-a spus că el este român. Că este român și vine aici să promoveze chestiunile astea românești. Asta era prin 76-78. Aici, în Piața Mare a Adunării Naționale, atunci se numea Piața Biruinței, Piața Victoriei și erau două panouri scrise, unul în limba rusă și altul era în limba moldovenească, adică că era cu limba română, dar cu alfabet chirilic, era scris atâția ani de la eliberarea Chișinăului de ocupația fascisto-română ceva, da, deci ocupanții fascisto-români și Ilie și cu Ghiță, care Ghiță îi spuneam lui Gheorghe David, îi spuneam Ghiță, deci Ilie și Ghiță împreună au inventat, unul era mecanic și celălalt era inginer, au inventat așa un dispozitiv și au mers în noaptea spre dimineață, adică și au aruncat dispozitivul acela în panou. Peste un timp, când ei s-au îndepărtat, de acum a izbucnit în flăcări, s-a aprins. Milițienii din Casa Guvernului au ieșit și au început a stânge, ca să nu rămână un panou, l-au scos și celălalt panou. Deci iată așa o mică diversiune a făcut Ghiță și cu Ilie Bratu. În perioada respectivă, conducerea KGB-ului era tot mai îngrijorată de acțiunile antisovietice ce se întețeau în mai multe regiuni ale URSS-ului. Andropov adresează o scrisoare Comitetului Central în care solicită luarea unor măsuri drastice. I found the report by Andropov, at that time the head of KGB, to Central Committee, where he explains that the phenomenon of mentally ill people committing political crimes is very widespread. He suggested to expand the scope of treatment, of commitment, and according to figures he gives, if you extrapolate them to every region, they were talking about 2-3 million people they wanted to commit to psychiatric hospitals. It never worked. It never worked, first of all, because they didn't have enough hospitals. După ultima scrisoare adresată lui Gorbaciov, Gheorghe David este urmărit de KGB și arestat. El nu se dezicea de cuvintele lui, de scrisoarea aceea și ei au adunat o comisie și l-au declarat nebun și l-au dus la casa de nebuni, la psihiatria din Dnepropetrovsk, acolo unde erau deținuți politici. Prin decizia din 12 ianuarie 1987 a Judecătoriei Supreme, conform articolelor 71 și 203 prim, a fost condamnat pentru acțiuni ce prezintă pericol social. Nu ne-a lăsat, nu l-am văzut niciun chest. Noi am spus apoi și am spus, ideea voi să-l vedem sus, că nu, că el e nenormal, că nu se poate de văzut. Pentru ideile care el le-a făcut, el nu s-a făcut el. S-a scris-o, scoale la România, m-au zis eu atunci, și ori noi am fost la Dnepropetrovsk, la Dnepropetrovsk. Așa că când m-am dus, el era distrus, era foci întors pe dos, era un om distrus. Ajuns la Dnepropetrovsk, începe să fie tratat de ideile antisovietice. Iată cum își amintește el de aceste momente într-o autobiografie publicată în revista Basarabia. Am primit prima porție de pastile psihotrope. Peste câteva clipe am simțit efectele depresive. Hemoragie din nas, sete, imposibilitatea de a vorbi, încețoșarea conștiinței, anemie totală, scăderea bruscă a memoriei. A doua zi am fost invitat la șeful purgatoriului, dar nu eram în stare să vorbesc. Deoarece suflau vânturile restructurării, după un an este transferat din Dnepropetrovsk.
au început să vorbească despre el și nu numai la Europa Liberă, dar și diferite organizații internaționale, și Amnesty International, dacă nu mă înșel, diferite organizații pentru apărarea drepturilor omului, și el chiar figura în listele Departamentului de Stat al Statelor Unite printre persoanele care au fost supuse represiunilor, care au fost trimiși sau ținuți în spitale psihiatrice din motive politice. A fost eliberat în urma cererilor înaintate de către demonstranții mitingurilor Frontului Popular din Chișinău. Până la acest moment s-a aflat însă în detenție forțată la Spitalul de Psihiatrie din Costiujeni. El mi-a telefonat și noroc, adă-mi, te rog, niște cărți, și în special el, și asta țin minte bine, descrierea Moldovei de Dimitri Cantemir. Eu știam unde este spitalul, dar mi-a spus unde stă, m-am dus acolo și când se intru, spun că iată, vreau la Gheorghe David, acolo e așa un regim foarte strict de intrare, nu a vrut să-mi dea drumul. Și eu m-am revoltat, desigur, așa a început de scandal, au zis că du-te la șef, și m-am dus la șef și șeful a zis că nu trebuie să-i dau lui cărți, că el trebuie să fie calm, că dacă citește cărți, deci... Dar el a citit o sumedenie de cărți și descrierea Moldovei nu putea să-l, cum să zic așa, ea, dar nu putea să-i facă nimic rău. Până la urmă am obținut și i-am dat ceea ce a cerut el. Merge prin judecăți pentru a-și restabili onoarea. Dosarul cel care cu demnitatea și onoarea lui l-a depus la CEDO și în toamna lui 2007 el a fost reabilitat și achitat, dar lucrul s-a avut loc mai după moartea lui Gigi. În pofida umilinților suportate din partea regimului comunist, Gheorghe David a rămas în amintirea semenilor săi ca un model de onestitate și curaj. Mihai Andronic, născut în 1934, inginer, absolvent al Institutului Politehnic din Kiev, susține teza de doctorat la Moscova. Este printre primii angajați ai Politehnicii din Chișinău. Traduce manuale, este redactor șef al ziarului instituției Inginerul. L-am cunoscut ca un profesor foarte onest, ca un dascăl în jurul căruia mereu erau studenți. Îmi amintesc că chiar din al doilea semestru al primului an de facultate, dumnealui împreună cu domnul Mihai Ceapa, un alt cadru didactic al acestei catedre, formaseră un centru de proiectare studențească. Chiar și eu, fiind antrenat în elaborările tutelate de către acești doi profesori. La mijlocul anilor 80 este exclus din partid, apoi concediat. Și nu doar atât. Când colo vine într-o zi o femeie la lucru la mine, ziua mare, vine și îmi spune că în halatal m-a căutat așa prin lume, m-a strigat, vin cu așa, te caut. O femeie în halatal. Când am venit necunoscută, ce-i problema? Zice, iată, am primit noi o scrisoare la dispanser acesta, dar ultima ușă care o deschis-o, când o deschis-o, nu era cabinet acolo, era ușa afară și de raf chiar la prag, cu ușile lui deschise, deci cum de pe pragul ușii, deodată calci în raf cu ceala de salvare, vă zic. Eu când am văzut asta, am dat înapoi, dau în coace umăr, dau în partea asta iar umăr, deci sportiv. Eu am înțeles că nu-i cazul să mă întind acolo, zic, o găină cu un leu, zic. Deci dacă se cere să merg înainte, bine, am calcat acolo, m-am suit și am închis ușurile și m-a dus de aici la Costiujeni. Există o temă la care trebuie să ne întoarcem. Marea răfoială a partidului cu
Politehnică din Chișinău. Dânsul probabil a fost neatent, ei l-au luat la ochi, i-au făcut provocări, asta eu știu, a nimerit și în compania lui Șoltăianu. Mai erau acolo alți băieți care așa entuziasmați de ideea națională. Ideea națională lucru bun, dar eu zic că este o idee care nu fiecare te destinuiește, cel puțin atunci. Cine l-a vândut, cum l-a vândut, nu știu. Dar ne-am trezit că el a fost dat afară din partid. Aproape că întâmplător n-a nimerit să fie judecat. A fost martor acolo. Nu prea l-am discutat, dar vă spun încă o dată, îmi pare rău că s-a pierdut un băiat cinstit, sincer, intelectual, format, avea cunoștințe profunde. Eu speram că intrăm să-ți facem cândva un șel de cătedă, cel puțin. Și totuși, de ce a fost luat la psihiatrie? Nedumerit de provocările și răfuiala înscenată, Andronic scrie o scrisoare către conducerea Comitetului Central. Și ea că am scris tot lui Podgornei, de-amu, ca președinte a țării, rog să-mi permit să organizez un partid, un nou partid comunist, că dacă mă rog, nu se admite altă ideologie, de opoziție metodologică. Să ne întrecem în fața alegătorilor și alegătorii să-și aleagă care mai lor plăce la alegeri. Iată deci ce am făcut eu în 75 și așteptăm răspuns la aceasta întrebare. 75-76, eu nu țin minte data, dar vă zic că am scris așa cereri și așteptam răspuns. Așteptam, nu era răspuns, nu era când acolo într-o seară m-am întâlnit cu fosta soției și e mi-a spus că, zice, iată, am fost chemată la Renault, vă zic că au fost și alte vorbe, zice, m-au întrebat, am fost delicat întrebată, dacă n-am observat la tine ca așa ceva cu la cap, vă zic că în ordine. Ideea creării unui partid de opoziție nu putea să apară decât într-o minte bolnavă. Aceasta a fost concluzia celor de la conducere. Tratamentele la care erau supuși acești oameni urmăreau scopul lichidării intelectului și memoriei. Dacă ești cap pe umeri, totdeauna când vrei să trăiești, păi găsești soluție. Imitam, făceam focusuri că eu acele chimicate, dar nu le luam. Astfel ne-am salvat sănătatea, pentru că alții care, toți prieteni de mei care au fost tot maltratați acolo, le-au distrus sănătatea mai mult sau mai puțin, au ieșit invalizi. La spitalul Săpoca am fost obligat să inhalez vreo 7-8 pastile în fiecare zi, dar eu le-am băgat sub limbă, altfel dacă aș fi inhalat, aș fi ieșit un om cu adevărat bolnav. At my time, they didn't really prepare themselves well for this influx of inmates. So they didn't know really what to do with us. At that time there were no specific medicine. They would use some rather barbaric things which would cause pain and or make you to sleep day after day, you know. There was nothing more sophisticated. Mm-hmm. By the end of 60s they developed much more neuroleptics, the specific drugs to ostensibly to cure you of all your wrong ideas. And some of them were very painful, some of them would have very harmful side effects. Răfuiala partidului cu naționaliștii de la Politehnică s-a încheiat în anii restructurării, când toți cei alungați de la instituție au fost reabilitați. În Sfatul Țării a fost publicată lista integră celor care au fost expulzați din Institutul Politehnic din Chișinău. Fruntea listei era Mircea Druc, care lucrase la Catedra Economie, printre care se regăsește și Mihai Andronic. În anul 1993, când am devenit rector al Universității Tehnice, am semnat și ordinul de reîncadrare prin care, de fapt, au fost reabilitați. Dar prin acest ordin nu s-a putut șterge suferințele și umilința celor încarcerați la psihiatrie pe motive politice. Anume de aceea Mihai Andronic s-a adresat în instanța de judecată care a confirmat faptul internării sale forțate și ilegale la spitalul din Costiujeni.
Medicii de acolo însă susțin că numele său nu este de găsit în arhivele instituției. Faptul că am fost la Costișani, apoi eu trebuie ceva dovadă să am. Și, da, eu am cerut, dar procuratura mi-a răspuns că eu n-am fost internat. Eu scriem la procuratură că am fost internat, dar am primit răspuns de acolo că și reabilitare dacă n-ați fost internat. Potrivit arhivei, așa scrie acolo. Eu m-am dus acolo, am întrebat de unul de altul, ba zice eu că a fost inundație, acolo ba nu știu ce. Dar eu zic, dați să vă ajută că tape în acele hârtii acolo, poate ceva s-o păstrat. Nu, nu se poate. Conducerea clinicii de psihiatrie susține că arhiva s-a pierdut în urma unor calamități. Merge vorba că arhivele noastre, arhiva noastră a spitalului e atât de mare și atâta istorie este că dacă vă duc acolo o să vă speriați. Nu știu dacă arhiva națională arhiva de cap cam ca la noastră. Ia că aici de-aia a să vorbim la direct. Și se păstrează istorie după acte medicale 25-35 de ani. Da? Eu am acolo pus istorie de la românică, care prezintă o importanță, dar arhiva a fost în, nu, acolo ea a fost când eu eram student. Și apoi a fost în 31 în subsol, și apoi a fost aici în subsol în 24, și crăpau uneori, mă scuzați, și masă de fiecare. Și ele, multe din trânsile, au fost inundate. Da. Și ele s-a mușat, multe din trânsile, așa, în lăs, nu are nimeni, nici plăcere, nici ce să... Poate că, și la sigur, o anumită parte de istorie s-o pierdut. Cum? Le-au necat cu masă fecale. Cum? Ia că o ars. O ars. Poate că a fost incendiu, că acolo a fost incendiu. Cu ars acolo istorie, eu nu știu. Dacă a fost în masă fecale, asta eu știu. Asta a fost și aici... Dar din 86. Încoașe? Da. Din 86 nu. Astăzi Mihai Andronic cere să fie restabilit în mod oficial ca jertfa psihiatriei represive și să fie inițiat un proces al comunismului, crimele căruia nu au fost elucidate până la capăt. Răspunsul primit de la Procuratura Generală este la fel de formal ca pe timpuri. Un caz mai puțin fericit este cel al lui Petru Burlacu, care a activat și el pe timpuri la Politehnică. Născut în 1940, în regiunea Izmail, Ucraina, absolvent al Institutului Agricol din Chișinău, deținut în Spitalul de Psihiatrie de la Costujeni. Eu am fost în aspirantură la Moscova. Am fost și acolo, nu m-am împăcat cu profesorul. Și profesorul zice că tu du-te în Chișinău. Dar din ce cauză nu v-ați împăcat? Ei, el era brutal tare. Era brutal. Și zice că du-te în Chișinău. Și eu am venit în Chișinău, el spune că eu te găsesc și în Chișinău. Și în Chișinău aici se vede că el a fost legat cu asta și pe mine m-a luat la psihiatrie. Noi am lucrat la aceeași catedră, la Politehnică. De ce el a nimerit și el acolo, nu știu, că noi nu eram din grupa de școala mea unde avem aceeași educație. Dar simplu, la catedră, eu tineret îi îndrumam spre carte. Ia ca Istan Burlacu, mai tânăr, venit la catedră, eu îl îndrumam, măi, du-te la aspirantură, fă carte, ridică-te. El a fost la perfecționare și îmbla acolo la secția de tenis. Și eu îi spun, odată i-am spus așa, zic, nu pierde tenisul, îi faci și acasă, folosește de ocazia că ești în Moscova, îmbră la biblioteci, fă cumva, intră la aspiratură și fă carte, ridică-te. Eu am vrut să mă duc în România, deci mă duc în România, poate o faci acolo teză de candidat nauc. Dar de la hotare, m-am întors înapoi și m-am dus iar la psihiatrie. Gata, pe urmă s-a început regulat, nu odată, dar tot anul împrejur mă luau și mă duceau acolo. Dacă mă luau și mă tratau și eu nu eram distrus cu injecții și cu tabletele lor. Pe lângă medicamentele psihotrope, în psihiatrie mai erau folosite și alte metode barbare, despre care își amintește Vladimir Bukovski. One of the methods they used at that time, the methods of restraining, was so-called ukrutka, the roll-up, which they would use to punish you for some small violations of regime. It consists of rolling people into this wet canvas
from heels to the armpits, and then leaving you like that for a while, and as the material dries, it shrinks. So it just squeezes you. You can actually faint as a result. Some people fainted in it. There were some cases when people died in this kind of treatment. Theoretically, the nurse was supposed to be present. And if you faint or cannot breathe, they were supposed to unroll you a bit, give you a few minutes to breathe, and then roll you up again. But nurses would often go somewhere else, being busy, so people would be left suffering, and some of them died. Îmi dădeau galapiridol, triftazin, asta, tizerțin, insulin. Ei făceau experimente cu mine. Galapiridol e un medicament foarte toxic și el s-a administrează cu corectori pacienților de ordin politic care corectori nu li se dădeau, dar li se dădea dozele maximale. Îi prefaceau pe oameni din om sănătos în organici. Sulfazin era folosit ca împotriva pacienților ăștia de ordin politic, că e foarte dureros injecția aceea, ei se vârculeau ca șarpele pe pat. Și pe două, trei injecții, dar nu se mai putea mișca, nici din dește nu mișcau. Impresiile sale, Alexei Mașec le împărtășea unui fost profesor de-al său, medicul chirurg Eugen Semeniuc. Eu aveam fost student și el contacta cu mine și îmi povestea că, uite, vă poți foarte mult lume cu idei normale, înțelegi, cu naționalism, înțelegi, erau special trimis în psihiatrie sub formă de boală, înțelegi, și acolo îi ținea fără niciun rost. Erau băgați pe nedrept unii politicieni sau oameni care erau implicați foarte în politică? Foarte mult. Petru Burlacu, până în prezent, se află în evidența medicilor psihiatri. Pe lângă cariera distrusă, sănătatea zdruncinată, îl macină amintirile despre umilințele și maltratările la care a fost supus în mod sistematic. Mai are o speranță. Mai mulți nu mai nimeresc acolo. Vreau că mai mulți, dacă poate regimul ăsta care este amul, văd că e mai democratic și mai bun, vreau ca să nu mai nimeresc la psihiatrie, pentru că asta e foarte rău. Asta e distruge și mulți mor acolo, ia că și mulți au murit, eu știu. De ce nu există totuși o comisie oficială care s-ar ocupa de reabilitarea victimelor psihiatriei din perioada sovietică și în Republica Moldova? Dar oare ar vrea cineva acest lucru? În 1998, după 10 ani de la recunoașterea fenomenului psihiatriei represive de către Moscova, Alexei Mașec a făcut unele dezvăluiri în presa de la Chișinău. Și noi am ajuns acum, după căderea, căderea Imperiului și înlăturarea comuniștilor de la putere, la aceea că structurile au rămas tot acelea pe care le-au făcut comuniști și ei nu vor să discute această temă. Cum puteți explica faptul că sunt o mulțime de publicații la această temă, nu numai a mele publicații, dar și a altor oameni de bună credință, au scris la această temă? Dar nici Ministerul Sănătății, nici conducerea Spitalului de Psihiatrie n-au spus un cuvânt, au luat apă în gură. Dacă Mașa cunoaște așa niște cazuri, el răspunde de ce spune. Deci tema trebuie dezvoltată, trebuie dezbătută în cazul Universității de Medicină, în cazul Spitalului în colectiv, ca să se pui punct acestui rău care s-a făcut cândva. Pentru că dacă noi răul nu-l scoatem la lumina zilei, el poate recidiva. Eu știu pe Mașic avocat, medic, care nu știu, dar cu vremea, adică el, ori după vârstă, orice a fost concediat, și el are părerile lui. De ce nu mai este Mașec angajat al Spitalului de Psihiatrie?
Vă pot să vă spun despre munca lui ca medic, munca medicinală, ca de sancțiuni disciplinare, de întârzieri, lipsă nemotivată la serviciu. A făcut niște încălcări pe... Nu bun, eliberat sau pensionat? Nu, eliberat din inițiativă... Caos. El a scris, cerere din propria dorință. Cererea... Este ordin de eliberare din eliberat de funcție medicul mașă, medic psihiatru secția 4, conform articolul 36 codul muncii, din proprie dorință de pe 18 ianuarie 99. Temei cererea mașă. Cine a semnat? El desemnat ordinul, semnat medic șef. Țurcan? Da. În schimb, el cu ordinul acesta a scris aici că nu e de acord. Cererea nu e. Documente, acelea intrau în material. Asta nu e extras. Conform cererii. Asta e extrasul din ordin. Dar cererea nu s-a scris. Propria dorință. Propria dorință. Unde cererea că eu... Au rămas la materiale, materialele de atunci, materialele la ordin. Găsiți. Nu s-au păstrat materialele pentru de la ordin. Fiindcă e din ultimii 5 ani... Dacă iese din proprie dorință și temeie, cererea, mașă, da. Unde cere? Cererea au rămas la materiale, vă spun. Și materialele se păstrează numai 5 ani. Și pe urmă? Se distrug. Nu sunt de acord cu conținutul acestui ordin, pentru că nu sunt eliberat din funcție conform cererii de la 2 ianuarie 1999, dar sunt eliberat la inițiativa conducerii. Știu și copiii știu că s-au folosit psihiatrii în scopurile politice și oamenii nevinoveți prin motive neclinice au fost încarcerați în spitalul de psihiatrie în Costiujeni și nu numai. Cu siguranță a existat acest sistem și în Moldova, inclusiv la spitalul nostru de psihiatrie de la Costiujeni. Iar dovadă este faptul cu cât înverșunarea cu care neagă acest fapt responsabile de acolo. Experimentele care le făceau ei și crimele acestea sunt atât de odioase că probabil le este și rușine să recunoască acest fapt. În Moldova n-au fost, atunci au fost niște cercetători de învățați din Statele Unite, din alte țări, care au studiat cazurile de care dumneavoastră de țărindere și Moldova n-a figurat între acest protocol. Într-adevăr, au fost cazuri de abuz, dar nu în Moldova. When they say that Moldova was exception, it's ridiculous. No one could be exception. Data după 92, după ce Republica și-a declarat independență, sistemul psihiatric la noi din țară a fost destul de dur sancționat de către Asociația Mondială a Psihiatriei și noi am putut fi primiți doar atunci când ne-am dezis de practicile sovietice privind etichetarea politică și folosirea în scopuri politice a psihiatriei. Noi nu putem să fim de acord cu medicii, pentru că ei niciodată n-au recunoscut că anume aici au fost practicate aceste crime. Recunoască, da, au fost, dar numai nu la noi, au fost în altă parte. Asta este poziția lor, dar ea nu este adevărată. Ei stau pe poziții de, cum să spune, vechi, bolșevice, comuniste, sovietice, așa au prins, așa continuă. Aceste declarații, pur și simplu, eu le interpretez ca o nedorință de a-și recunoaște vina, de a-și recunoaște greșelile. De ce totuși medicii psihiatri nu vor să recunoască acest lucru? Ei nu mai pot să recunoască, pentru că dacă recunosc, atunci trebuie să poartă răspundere pentru aceste crime, pentru că în fond sunt crime. Sigur că ei au să țină morțiși. Da, ei au fost bolnavi, dar noi am tratat și așa mai departe, dar n-au dreptate. Pur și simplu își apără, să zicem așa, onoarea profesiei lor în felul ăsta, dar nu și o apără, dar de fapt se discreditează. Действительно, если в начале 90-х годов руководители нашей психиатрии, чиновники Минздрава, Центра Сербского, приносили покаяние за 20-летние беспрецедентные по масштабу использования психиатрии в политических целях, то сейчас этот факт отрицается.
Так что это лакмусовая бумажка на происходящее системное явление. Deși toți conducătorii psihiatriei moldovenești neagă practicarea crimelor în perioada sovietică, adevărul iese la suprafață. Nu există infracțiune imposibil de descoperit. Oricum, ce nu s-ar întâmpla? Undeva, cineva, ceva știe, a văzut sau a auzit. E o chestie foarte complicată. Vreau ca să nu mai nimeresc la psihiatrie, pentru că asta e foarte rău. Asta e distrugere și mulți mor acolo, ia că mulți au murit, eu știu. Este pur și simplu o victimă, un episod din acest proces, care merită să-l scoatem la suprafață. Nu există infracțiune. Imposibil de descoperit. Oricum, ce nu s-ar întâmpla? Specialiștii din Rusia, succesoarea URSS, susțin că după anul 2007, odată cu instaurarea unui nou regim autoritar, în această țară psihiatria iarăși a început să fie folosită masiv în scopuri abuzive. Jurnalistul Alexandru Iudin susține că și în Republica Moldova, la clinica de psihiatrie, au loc astăzi încălcări grave ale drepturilor omului. Диагнозы могут быть разные, но те, которые чаще всего, значит, по определенному перечню попадают под вопрос того, что человек признается недееспособным. Или наоборот дееспособным. То есть его болезнь может быть преуменьшена, его болезнь может быть преувеличена. И это зависит от эксперта, который работает по 45 лет или многие годы и знает все эти, в общем-то, моменты и тайны своей профессии, в которые другие не посвящены. Pe meleagul nostru scump între coline, i-a așezat pitoresc printre pomi frumoși, spitalul mare a înțelepciunii, ce ne vrea poporul pe toți mai sănătoși. E unicul